Aș vrea să rog să se ofere trei voluntari. Să vedem trei voluntari care să meargă cu tabelele, cu semnăturile, că văd că nimeni nu v-ați oferit și toți ați trecut pe lângă Sora Maria fără să întrebați de tabel. Deci aș vrea să se ofere trei persoane care să meargă cu un pix și cu tabelele alea, semnăturile alea pentru Râul Trezirii, care n-ați semnat încă, nu mai puteți să semnați dacă doriți, care ați semnat, nu mai semnați încă o dată, pentru că toate sunt în evidență. Detalii vă pot spune personal, pentru că nu pot să spun public prea multe detalii, dar vreau să vă spun că este vorba de un tabel de semnături. Ceea ce facem noi este că bisericile Râul Trezirii și bisericile din care facem noi parte, Federația Bisericilor Creștine Autonome din România, va duce la un alt nivel și vom fi ajutați la un alt nivel dacă putem să facem treaba asta, să semnăm tabelele astea, care doriți. Ceea ce trebuie să știți, trebuie să știți CNP-ul și, bineînțeles, să semnați pentru susținerea acestui proiect. O să rog trei persoane care să facă treaba asta în pauză. Cine vrea să facă treaba asta? Cine vrea să slujească în domeniul ăsta? Trei persoane, hai să vedem cu tabelul să meargă. Trei persoane. N-am zis 10, am zis trei persoane. Acolo sunt tabelele, fratele David. Trei persoane. Adriana. Încă două persoane care să meargă cu tabelul. Mirela. Încă una. Încă o persoană. Nu știi, trebuie să știi să scrie acolo și să facă să-i explici. Să-i explice. Cine mai e a treia persoană? Raul. Sau cine? Dani sau Raul? Care vrei? Raul. Ok. Adriana, Mirela și Raul. În următoarele 40 de zile, Mirela, Adriana și Raul o să primiți trei binecuvântări care o să fie o mărturie pentru voi și pentru biserica Râul Trezirii și pentru familia voastră. Și o să știți că Domnul a fost cel ce a făcut această diferență în viața voastră. Și mă rog, în numele Iisus Hristos să împlinească în mai puțin 40 de zile în viața voastră, veți avea parte de aceste trei miracole. Aleluia, amin? Amin? Asta este. Ați pierdut.